din episoadele anterioare. Vezi, camera, ușor, 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 fără zgomot, că e camera aici. Mamă, uite-ți camera asta. Bine. Și acum ce facem? Asta îmi trebuie, ce facem acum? Mamă, și cura că vin unii. Ce facem? Mamă, n-ai chef să tragem, uite, ne oprim pe cap. Stai. Ce faci, mă? Da. Am curat aici în spate până atunci. Nu! Băi, vezi, bă, că putea, dracu, că am pus-o, am călcat-o căprioară alaltă ieri și am băgat-o la un drum. Mortul că ai băgat căprioară acolo. Băi, dar după aia ce? Am cuiat mașina. Bă! Am cuiat mașina! Bă, am eu idee, am idee. Fă-te-n aici. Paolo! Fă-te-n aici. Nu știu, ce face, mă? Că geamurile sunt blindate. Doamne, iartă, m-am închis ușa, nu pot să cred așa ceva, la asta nu m-am gândit. Am murit, copile, ai fost un demon. Am murit. Stai, nu. Ce? Nu, mă. Hai, fugi. Hai. Fugi. Pirucaci. Hello, mister. Ți-a fost dor de mine? Dar de curte de unde mergem? Are legătură cu un copil. Răspunde, femeie, răspunde! Alo, da? Mami! Alo, da, am răspuns! Unde ești? Vino, da. Îți dau și location, vii repede la mine, da? Păi, eram la Mac, da. Ce? Mă, mami, poți să parchezi într-un loc și să ne gândim noi la o logică, că ne plimbăm și căutăm efectiv poliția să ne ia. Fă-i o fentă la polițistul ăsta să cadă în râpă. Ce fentă? Fă-i o fentă să cadă în râpă. Hă, nu vrea, că stă pe dreapta. Doamne, unde aveți ăla? Fără să... Mami! Hai, dă-i dreapta! Dă-i în față! Hai că poate răscă... Dă-i! Sună-l pe ăla, problema e că are număr privat și nu am cum să-l sun, așa că ne ducem eu la... Lăsă la trei intruri, da? 1, 2... Mamă, bine pe intrare! E cine pe aici? Bă, cine era? Uite-l pe Bueno! Cine te-a dus aici? Spune-te-o că nu e o capcană. Cine te-a răpit? E foarte important. Mic de statură? Da. Mamă, dar nu mai mic de statură, asta știu și eu că e copil. Dar vreau să știu ce copil. Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit, guys, la un nou episod din Mariusel, la al 17-lea episod din Mariusel. Nu uitați, dați-vă acolo pe butonul de like dacă vreți să vedeți episoadele de Mariusel cât mai des pe canal. Astăzi avem un episod mai special pentru că este o premieră și vă salut pe toți cei care vă uitați și la premieră și care vă uitați după această premieră. Am zis să fac acest clip, episod, premieră pentru că am zis să încercăm, poate vă place mai mult să facem premieră, să-mi spuneți acolo în comentarii cum vă place, dacă vreți să facem mai des premiere, dacă vreți să facem mai des live-uri, să-mi spuneți ce părere aveți. Și astăzi avem și un episod foarte special pentru că este ziua lui Mariusel și avem pregătit niște surprize destule mari, așa că uitați-vă până la sfârșitul acestui episod. Și nu uitați, guys, să vă abonați dacă sunteți noi și să apăsați pe clopoțel ca să primiți notificare de fiecare dată când mai facem live-uri cu Mariusel. Pentru că urmează niște chestii mega mișto acum în vacanță. Plănuiesc să fac live-uri și episoade cât mai des, așa că vreau să vă dau acolo cât mai multă susținere la acest episod. Și haideți să-i dăm drumul, să nu mai stăm la discuții. Ne urgem să-i trezim pe ăștia. Mamă, dar se culcă. Psst, trezirea! M-auziți? Trezirea! Trezirea, băi! E deja 10, trezirea! Mamă, ce postere aveți în spate! Aoleu! Bă, deci camera asta e plină de postere ciudate. Bă, Bueno, ce faci? Uite bine, tu. Ești mor jumate, văd. Trezești după asta, ce faci? Mamă, dar ce televizor spart ăsta, încă nu am vrut să-l prepara, frate. Trebuie să cumpărăm noi un televizor nou, măcar o casă. Ah, mămică, bine, bună dimineața. Vrei o cafeluță, o bere de dimineață? Vino încoace. O bere îi spui lui maică-ta. O, mămică, o bere de dimineață, avem o bere aici, știi, nelimitat. Auzi, stai că am uitat să-mi pun pantaloni. Tu, băi, nu ți-e frig? E așa de frig afară, aici mi-e frig așa cum sunt eu și ție nu ți-e frig așa cum ești tu? Așa, un pic. Un pic. Hai să luăm și noi o bere așa de dimineață. Așa, numai că trebuie să bea bere. Da, mămică, hai să cinstim o bere de dimineață, nu vrei? Păi de ce? Păi să cinstim o bere așa, ai uitat ce zi e azi? ce zi e? Păi am terminat toate chestiile astea. Și, na, berea asta e de ceva timp, de ce să bem din ea? Hai să bem. A, nu e nimic o zi specială astăzi, nu? Nu bem nicio bere. Nu. Păi, mai ales ești prea mic ca să bei bere. Da, nu e ziua ta ca să bei bere. Poate suc Teddy. Da. Nu e ziua mea ca să beau bere, nu? Nu. Da, mă gândeam eu că nu e ziua mea. A uitat de ziua mea. Ah, și ce facem mai astăzi, mami? Păi mami, ia stai 2 secunde. Mai era un tip cu noi. Băiatul ăla de la închisoare preț, care am zis noi că îl lăsăm cu noi, că ați vrut voi. Cred că s-a dus în spate. Aoleu, a stat peste noapte acolo. Mamă, cea, cred că a rămas acolo în spate. Mai țineți minte când l-am lăsat acolo în spate? Mai e acolo? S-a încălzit cu zăpada. Mamă, săracu. Cum e, trezirea. Trezește-te, trezește-te, băi. Te-am la mată? Cu ce? Pe ce mă? Mamă, dar vezi că doarme. Bă, urâtule, trezește-te. E fric de îngheață apele aici. Mamă, ce fric e. Cum a supraviețuit ăsta aici? Nu înțeleg. Trezește-te, mă. Mamă, ce vrei, mă? Ce faci? Ești bine, sănătos? Tu ai venit să mă trezesc, să spui dacă sunt... Da. Bine, sănătos, toate astea. Sunt bine, da. Da, ești bine. Hai, vin cu acei cameră. Ești bine? Deși e ce frig. Nu, pe amică, că am făcut flotări. Ai făcut flotări în somn, nu? Nu, seara. M-am trezit și am făcut flotări. Și după aceea te-ai băgat la somn. Și acum nu ți-e frig. Da, mie e un pic așa la gât. Hai în casă puțin să aveți nouă discuție, că e o zi importantă azi. A ție nu ți-e frig? Eu și mie mi-e frig, dar... N-am haine, ce să fac? Să rămână, domnișoara, să rămână. Asta mi-au luat ai mei. Bună dimineața, bună dimineața. Să știi că nu mergi pe covorul roșu. Scuzați-mă pe mine. Ce? Bă, mai bine decât să fi dormit aici, a? E și el somnoros și ei cu el, mami. Mamă, dar cât de alb e totul. Mamă, frate, cu zăpada asta m-a rupt. Mamă, frate, abia știu să scăpăm de zăpada asta, că e prea mult alb. Deci știi cum e afară. E foarte alb. E... Da, poți să iei o bere, ia o bere, poți să iei. Bă, dar tu pe bune, bueno, în casă? În casă fumezi? Pe bune? Dar lasă-l în pace, ce te iei de el? Nu-mi place mirosul de țigară. Dar nu te lua de el. Deci v-am zis, așa mamă să tot ai, frate. Păi deschide geamul. Ți-e foame? N-am mâncat de când am venit. Băi, sincer, și mie mi-e cam foame. Păi mai poate bine te acolo. Poate mergem până la magazin. Nu, vezi că e acolo în coșul de bună. Domnișoara, n-am putut să ies, m-a pus copilul dumneavoastră să evadez. Acum, Mariusel, trebuie să ai grijă de el. Cum? Eu? Mai ca frate tău. Păi tu ai vrut să-l ajungi. Eu la 15 ani vrei să am grijă de ăsta? Da. Hai să-i țin 15 ani, să-ți fac 16 ani. Dar cineva a uitat că e ziua mea azi. Vezi care și nu știe, frate, asta n-are de unde să știe. Lasă-mă, mă. Ce-a luat actorul din Dubai? Ce are din... ce are în China? Ăștia n-au de unde să știe. Ce-a luat din Dubai? Ce Dubai, mă? Uite acolo când am fost noi în spate, cu aia doi. Ce Dubai, mă? N-am luat nimic. Cum mă ne luat nimic? Zi, mă, ce Dubai. Hai să mergem să mâncăm, că mi-e foame. O... nu mai putea să. Mi-e foame. Mergeți să mâncăm ceva? Hai la Mac. Mergeți voi că am niște treabă până oraș. Pentru ca tipul ăla să nu mă mai sune sau ceva de genul. Pentru că dacă iară mai am de a face cu tipul ăla, jur că nu știu ce-i fac, mami. Am nevoie de o soluție la tipul ăla, că a zis că o să mă contacteze în viitorul apropiat, ceva de genul. Nu mai țin minte de aseară. Am și voi o eșarpă prin camera pe aici, vă rog eu frumos. Ce să ai? O eșarpă să-mi pun la gât. Vezi dacă am în camera acolo. O, e bine. Cred că avem doar de la Darabi. De la Darabi? Asta deja din stânga de lângă televizorul ăsta. Da. Part. Da. Că până ăsta se îmbracă. Cum arăt? Doamne. Eu aici să te dai jos, că zici că ți-ai luat Batista lui mamaie. Cred ăsta terorist. Dă-ți jos. Ai luat Batista lui mamaie, dă-o jos. Supraviețuiești cu mine, că și eu am decât asta pe mine. Da, mă, da. Îmi dau seama. Mergeți să luăm ceva de mâncare? Că mi-e cam foame. N-am venit nimica de mâncare. Păi mergeți voi și vă luați, că eu am niște treabă până oraș. Bună, unde ai treabă? Până oraș să plătesc niște facturi. După mergem la o prietenă, că trebuie să-mi dea mie o geantă. Mamă, frate, deci ăștia chiar au uitat de ziua mea. Ce? Pe bune? Pe bune? O geantă și te duci să luăm o geantă de la prietenă? Ce prietenă? O prietenă de când eram din generală. Mamă, ce de treabă sunteți voi. Păi băi, și noi când ne vedem? Că mi-a fost dor de tine, acum deja pleci. Dacă pățești ceva, că tipul ăla încă mai e... Ne vedem de seară. Nici nu știu de ce te-a lăsat așa de simplu să scapi data trecută, te-am scos așa de simplu. Ne vedem de seară, ai zis? Ha, de seară să fie atunci, ce pot să zic. Hai, man. Haide. Aoleu. Păi și cine ia mașina? E noi, logic. Că e pe tu, el ia... Tu vine să te ia? Vine să te ia? Mă altă mașină. Ah, ok, ok. Credeam că vine cineva să te ia. Domnișoara, dumneavoastră conduceți? Mami... Aoleu. Aoleu. Hai să vă puneți centura. Normal că mi-o pun. Aveți două centuri prin spate pe aici? Adică. Păi să... Poți să stau în față, mami? Hai, stai în față. Aoleu, domnișoara, nu așa cum se dă cu spatele. Ușor, mami, ușor, 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 că e BMW. Uite, uite cum ne face cu mâna, iubire. Ne-a făcut cu mâna. De unde mergem să nu mâncăm și noi ceva? Păi, mergem la un magazin să-ți cumpăr o pâine. O pâine? Pe bune? Da. O pâine, ok, o pâine. Eu o să fur ceva, cred. Ce să fur, mă, tu? Băi, înțeleg că ești prizonier, că ai fost, dar trebuie să înțelegi că acum te-am reușit să scap. De poliție încă suntem căutați, dar asta este partea a doua, așa că ar trebui să păstrăm o mică discreție. Și ce vrei, mă, să mănânc? Ia zi tu. Îți cumpăr și eu pâine, tot. Mami, vezi? Stai puțin, mami. Vino ca ce, bă, băiatul, dai mașină. Spune dacă e vreun polițist înăuntru, ok? Că dacă ne vede vreun polițist, că suntem aproape de închisoare, cred. Să ne spui dacă intră și spune dacă e vreun polițist acolo. Păi și ce, dacă nu e, vă sun? Da, spune-mi, sună. Dacă e, vino și s-ar. O să te și întorci, da? Bine. Trebuie să avem totuși foarte mare grijă de poliție, că încă noi n-am scăpat de poliție. Trebuie să ținem treaba asta în cap. Da. Tu măcar vezi în fața. Poliția română. Mă, ce? Nu-i nimeni. Am strigat poliția română în interior și nu-i nimeni. Bune, mami, nu se striga așa, că poate chiar vine poliția. Mamă, unde m-a dus maica mea? Vreau și eu o cafea pentru mine, un kebab pentru mine, un Lipton și două pâini pentru băieții în spate. Mai vreau și un sandwich pentru mine, 3 tacouri și un rachiu. Ce, mami, dar ce e tu rachiu acum la ora asta? Da, mă, și, da, și pâine pentru copii. Așa. Ia pâine. Să-ți ia... Nu, îmi cumpăr eu din banii mei. Lasă-mă cu pâinea, nu pâine vreau. Vreau să iau sandwich, îmi iau eu dacă tu nici în stare să-mi iei. Aoleu. Frate, a uitat de ziua mea și mi-a și pâine de ziua mea, pe bune. O să-mi iau un sandwich, frate. O să-mi iau un sandwich, că 20 de lei am dat pe lei. 20 de lei am dat pe el. Păi da, da, el a acceptat pâinea, da? Așa trebuie să pâinea. Mama mie, pâine. Am nevoie de ceva să mănânc, știi? Că e pâine. Domnișoara? Da. V-ați luat un kebab, v-ați luat sandwich-uri și câteva tacuri și... Nu, ne-a luat o pâine. Da. Ca să nu vă îngreșați. Da, eu o să mănânc o gogoașă. Poți să sar barul ăsta? Să-mi iau o gogoașă de aici. Nu, mă, nu. Hai să-mi iau o gogoașă. Maricel, te rog frumos să nu-ți mai cheltui banii, că oricum trebuie să-mi dai mie după. Poftim? Sunt banii mei. De unde ai tu bani? Sunt banii mei. Trebuie să-mi dai banii după. Ok. Te sun eu. Hai. Bine, hai. Mai ne vedem noi, mă. Auzi la ea, ci că îmi dă... Băi, frate, e incredibilă, bă, femeia asta. Așa e răstul aia la caserie, nebunului. Ce? Așa e răstul așa la caserie? Nu i-am atat nimic. Hai că nu e. Incredibil, frate. Incredibil. Scuzați-vă că vă spun, dar până asta e de 2 luni acolo? Nu chiar 2 luni. Mi-a și niște apă. O să folosesc ca armă albă asta, dacă tot luna-l omor. Mamă. Vezi, am refuzat bine pâinea aia. Știam ce refuz. Unde mergem acum, mami? La prietena mea. Ha, la prietena ta. Hai la prietena ta. Să-mi iau gentuța. Bă, sunt surprins că încă nu am fost sunat de tipul ăla. Ok. Că nu am fost sunat de tipul ăla. 50? Poate mă lasă și el în pace. Îmi spune și voi în comentarii, credeți că să ne lase și el în pace? Niciodată nu se întreabă vârsta la o femeie. De ce? Pentru că nu-i frumos. E frumos. Cine zice? Dumneata nu știi bune maniere, cumva? Nu, scuzați-mă pe mine, mă bucur că le ții dumneavoastră. Bă, mami, dar tu chiar, nu știu, nu se pare ceva ciudat astăzi? Ba da, 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 chiar mi se pare ceva ciudat astăzi. Ce ți se pare ciudat? Păi azi m-am trezit cu șarcăne. Ce deci, tare. Efectiv, cum să mă trezesc cu cearcăne? Doamne, deci nu mai pot. Cum adică se întâmplă așa ceva mie? Adică îți dai seama, încep să îmbătrânesc. Da, mami, îmi dau seama. Și eu încep să îmbătrânesc. Eu ce să mai zic? Păi tu câți ani ai, mă? Eu? Mhm. Nu știu câți ani am. Hai să mă uit în buletin, stai. Bine că ai măcar are buletin. De-i că-i verde, mami. Cred că am... Am 28. Așa... Am primit mesaj, mă, unde trebuie să mergem, că nu mai știu. Stai, mă, că nu ne calcă voie. Nu ne calcă... E pe roșu... Bă, mami... Vrei să ne ia poliția? Trebuie să avem grijă de poliție încă, să știi, că n-am scăpat de poliție. Adevărat, lasă, nu puteți prin lumii pe ei să... Păi ce șpagă îi dai? Ai bani să le dai șpagă, mami? Păi mai am un kebab. Corect. Nu știu, dacă aveți kebab, nu-mi dați mie. Nu, că așa plătesc eu poliția. Cum mai plătesc eu după poliția? Te dau pe tine? A, dar câte kebaburi luați pe zi când conduceați? Păi, na, nu e treaba ta. Mami, dar chiar în afară de cearcă nu te-ai trezit cu nimic ciudat astăzi? Ba da, parcă mi-am trezit ceva azi. Ia stai puțin. Te rog. Maricel? Da? Am uitat să-mi pun unghiile, azi aveam programare la unghii. Mamă, am uitat că azi am programare la unghii. Vai! Ai! Ce s-a întâmplat? Parcă și mie pare rău. Ce dramă, mami. Chiar îmi vine să... Nu mai zic nimic. Vine să mă... pe unghiile tale. Dar eu știu cum am trezit. Ce să faci? Să-ți iau unghiile și să le mângâi, mami. Vrei să le mângâi? Condu, mami, condu mai repede până nu cobor. Bine, gata. Mamă, dar unde stă prietena ta, ești nebun? Ăștia nu sunt de cartier de bogați. Ba da, păi are bani, nu ca noi. Măcar e sincer. Da, Mariusel, înainte să mergem, te rog frumos să te comporți cum trebuie. Sper că te-ai spălat pe dinți, dacă îți miroase gura, te rog frumos să nu vorbești. Și ăla din spate te puți... Stai și tu puțin afară, dă-ți cu zăpadă pe la sub braț. Da, atunci ne-a spus, dați-ne până că mirosim noi urât. Chat. Nu uitați, guys, peste 2500 de like-uri dacă vreți să vedeți următorul episod cât mai rapid. O să vreți să vedeți următorul episod, vă garantez asta. Pe dreapta un pic. Ai. Mami, ai nebunit? Tocmai ai spart stopul. Mami, ai spart stopul. Ce-i spui lui Bueno acum? Stai, aici e casa. Am uitat. Te scoate la polici. Mă, mami. Ce o să zică ăștia de... Ia, e rău la... Mai, de cap în cică dacă e rău. Uite-te și tu cum arată. Sunt mecanic, pot să o repar. Îi bani niște cuie? Îi pui o ventuză și tragi de ea, nu știu ce faci, că... Haide, hai să mergem, și... lăsați că se repar cu Domnișoara, tocmai v-a lovit mașina. Se repară cu scoci. Nu uitați, guys, ne jucăm pe One Tab România Roleplay. Vă aștept și pe voi pe server. Aveți linkul și Discord-ul în descriere dacă vreți să intrați. Aici facem mereu episoadele. Și aici am găsit și off-camera când mă mai joc. Am mai primit întrebări de ce server mă joc și cum mă joc. Hai să sunați la interfonul 2. Da. Prietena ta. Nu-i mai spune, fă. Domnișoara. Că după ei se cu mătura pe tine. Băi, ușor, mă. După ei se cu mătura peste tine. Poți să bati la ușă? Poate mie îmi răspunde. Da, da. Ia înțeleg. Mai tare, mă. Aoleu. Domnișoara! Deschideți! Poți să intru prin... Oare nu e acasă? Ai ieșit cu mine de la închisoare. Da, glumeam, mă, era o glumă, domnișoară, nu fac. Glumeam, și ok. Că am speriat-o pe asta, cred că am speriat-o, a făcut o farsă. Așa, băi, hai să intrăm în casă, ca să-mi iarăși mie. Mi-e fric de mori. Haide să nu vă fie fric. La ce interfon aveți? 2. Lasă, nu. Ce casă mișto are, adevărat? Surpriză! Cum? Cine sunt ăștia? Nu cred! Nu cred! Am un cadou pentru tine, stai! Nu cred! Stefan, n-ai uitat de ziua mea? Logic că n-am uitat de ziua ta. Băi, nu m-a ajutat să fac asta, uite la acolo, el a plănuit. Nu cred! Mamă, cât sunteți ăștia, prietenii cui? Al lui Bueno, al cui sunt? Mamă, să aveți una pe trei. Mamă, uite un ursuleț! Mamă. Da, ți-a adus un ursuleț. Stai că am și eu un cadou pentru tine. Stai că iau și eu ursulețul. Bam! Mamă, ursuleț! Da! Ce tare! Mamă, cât ursuleț mi-ați luat! Hai să pun ursulețul ăsta aici și avem tort, mâncare, ceva! Mi-e foame de mori! Da, avem! Da, avem. Să cânte muzica, nu? Uite, și asta e de la mine. Ia uite. Ia uite, mă, că avem și muzică. Ia uite-l, mă, face și grătar. Nu cred. Mamă. Bine, chat. Mamă, ce petrecere nebună aici. Bă, n-am uitat, mă, de ziua mea, mă. N-am uitat de ziua mea, frate. Nu vine să cred, dar chiar n-am uitat de ziua mea. Hai să mă pun și eu să dansez. Cântă-mă! Haide! Frumos! Mamă, deci chiar am și o petrecere, bă. Uite că avem petrecere de ziua mea, mă. Bine! Bă, ce dansează oamenii! Ia stai. Bine, bine, rău! Bine, bă! Ăla e! Caterica! Hai să mai băgăm și altceva. Ia uite, schimbi și melodia. Mamă! Așa! Bine, mamă, la face mâncare, noi suntem aici pe petrecere, bine! Ia uite! Hai, guys, cu energie, vreau să văd cu energie în chat, să văd acolo cât mai multe urări în chat de la mulți ani. Hai, Mariu, să-l dai și tu cum trebuie. Ia uite. Ia stai, că mi-a schimbat acum. A, uite, chiar se potrivește piesa asta. Ia uite. Doamne, ce melodie au băgat nebunii. Bă. Doamne. Nebunie, guys, nebunie mare. Nu uitați de like. Mamă, frate, ce tare. Ia uitați pe Bueno și pe Miruna cu serup. Bine. Bă, dar se pricepe, băi, că m-a luat asta, te uite-o. Bă, și ăsta de mijloc, ăsta e prizonierul. Ia uite-l, frate, cum face. Bine, cât mai multe orări de la mulți ani. Bine că l-am păstrat pe prizonierul ăsta. Uitați-vă cât de bine dansează. Să iau vinul ăsta. Să iau o gură din vinul ăsta. Hai să gust puțin din vinul ăsta, guys. Hai să gust puțin din vinul ăsta, pentru că nu se uită micromanul. Hai că e concentrat acolo cu Bueno. Să luși tu o guriță. Mamă, să nu mă vadă mai de aici, de aici. Hai că nu mă vede, hai că nu mă vede. Cu un vinuț așa frumos. Cu un vinuleț. Salut, ce faci aici? Uite, bine. De ce nu te-am simțit și tu cu toți restul? Mie îmi place, stau aici, mai retras, îmi place asta. Ce e asta? Văzut că scoteai aburi, ce făceai? E o jucărie pentru copii mai mari, să zicem așa. Pentru copii mai mari? Păi eu sunt un copil mai mare, știi că am făcut o vârstă destul de mare, știi câți am făcut? 16 ani parcă, nu? Da, 16 ani am făcut. Mulți înainte. Ce zici? Poți să încerci și eu? Păi, nu știu, crezi că te lasă maică ta? Păi, eu zic că mă lasă în același timp, uite, vezi că e acolo cu Bueno, da. Dansează cu toți acolo pe muzică, nu cred că ar avea vreo problemă. Nu cred că ar avea vreo problemă dacă aș încerca și eu, știi? Da, eu te las, să n-am probleme după aia cu ea, înțelegi? Păi, da, ideea e că n-am mai încercat treaba asta până acum și vreau și eu să-mi explici cum funcționează. E bine ce faci? Păi, uite, e bricheta asta. Dai foc aici în capăt. Da? Și tragi pe aici. Pe gură. Ah, ok. Mai că trage mai puțin acum, trage încet. Ia să vedem ce. Ok, deci o iau așa și trag acum. Încet. Oh. Ușor, ușor. Nu cred că ce faci, nu cred că așa trebuie să funcționeze. Aoleu, aoleu. Mami. Ce-ai făcut? Nu cred că am tras și eu din chestia asta. Mă cam doare capul acum. Nu știu. Am tras din treaba asta. Am tras din treaba asta de aici, de la tipul ăsta. Și sunt mă ia puțin amețeala. Nu știu de ce. Sincer. Aoleu. De ce e aoleu ăsta? Aoleu, aoleu. Aoleu. Maricel, trezește-te. Maricel. Trezește-te. Doamneșoara, nu cred că să-l trezești. Hai să-i facem ceva. Au. Au. Maricel, trezește-te. Mă doare capul. Se rățește mecul, hai. Doare capul, au. Aoleu. Mă, dar se vede că ai făcut 16 ani. Aoleu. Maricel? Da. De ce ai tras din aia? Că ai făcut 16 ani, cred că îți tragi tu din... Da, mami, dar am 16 ani totuși. Uite și tu, arăta 16 ani. Pot să fac și eu mai multe. Adică, ai 18 ani cu... Nu, dar... Am 16 ani. Au, 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 au. Agresiv, uite. Au, au. Domnișoara, ai zis să lăsați un pic mai ușor. E o fiziua lui, dar nici așa. Oh, mă doare capul. Mă, gherțuile, de ce ai tras, mă, din aia? Am tras că mi-a zis tipul ăla, mamă, ce a făcut tipul ăla? L-ați lăsat lat acolo? A, nu, e... Nu, e puțin adormit, nu? Facem curat mai cu... Am înțeles, săracul, i-a dat o palmă de... Cred că l-a lăsat parcat acolo, îl trezi ziua următoare, nu-i așa? Da. E, ce trezește el? Mâine, apoi mâine. Aoleu. Mami? Da, ce frumos ești. Îmi doresc și eu ceva de ziua mea. Se poate? Mai am o pâine în buzunar. Nu o pâine, mami. Nu o pâine. Îmi doresc un ghiozdan. Nu, că pe celălalt l-am pierdut. Un ghiozdan? Ah, da, bine, hai să-ți cumpărăm un ghiozdan. Puteai să mergem? Am făcut cunoștință cu fata aia de acolo. Da, da. Te duce, băi, nu să-ți cumperi unul, că... De ce să fac cunoștință cu ea? Păi, bă, că ești în seama. Ah, cum ai că să mă bag în seamă? Deci vorbești cu ea. Mirona, vină puțin să zic ceva. Mirona. Uite, vine ea la tine aproape. Tu să nu vorbește. Am eu un ghiozdan pentru viitor. Ia, stai că mă duc jos să-l iau. Stai așa. Are ghiozdan pentru mine? Ce care ghiozdan pentru mine? Mă duc și de aici. Mamă, eu nu vreau ghiozdan din cercetorie. Vreau să-mi cumpăr unul, că am văzut la magazinul. Bă, da, și figuri mai ei. Am mă, ceva de ziua mea vreau și eu, am bani. E un ghiozdan de la Armani să moară dușmanii. Bine, bine. Hai să mergem. Pune-i și tu, salută prietene. Salută prietena. Du-te și ia-o și tu în brațe. Da, iau în brațe. Să iau în brațe? Eu să iau în brațe, mi-e frică să iau în brațe. Mi-e frică să iau în brațe. Nu mă bag să iau în brațe. Uite că vine acum, uite că vine. Hai, du-te, du-te. Ia uite, ai zis tu că vrei? De ziua ta? Aoleo. Ia uite ce am eu. Mamă, ce-i ăsta? Ce tare. Ba da, îmi place foarte mult, îți mulțumesc. Da, îmi place, place. Dar revin în altă zi să-l iau, că acum nu prea pot. Ia un brațe. Du-te jos, du-te, nu, dă-te. Bă, da și mă, frate, nu mai faceți mișto de mine, înțeleg că am 16 ani, o să-mi fac și o iubită, o să vedeți. O să am și o iubită. O să am și, o iubită, ok? La bursa ta câte chestii am făcut. O să am și o iubită. Ce-ați făcut, domnișoara? Ce-ai făcut, mami? Copilul, să bai măcicani în scopură. Mulțumesc mult pentru... Gata, mă bucur că-ți place. Mulțumesc mult pentru faptul că ne-ați ținut astăzi și pentru... Sper că n-am făcut prea mare deranj. Dar nu ne-ai zis nouă că vreți să iei în brațe? Iau în brațe. Băi, așa mi-am zis că a zis că vrea să vă iau în brațe. Nu mai ziceți asta, bă! Păi să mă iau, eu n-am zis că vreau. Uite, ia. Ia. Se rămânea. Ne mai auzim? Pune-i mâna pe fără. Mamă. Hai, tu primul. O să plătească, o să plătească pentru asta. O să plătiți pentru asta. De ce am mers? De ce vă băgați în situații de genul? Hai mă, că n-a fost bine. N-a fost bine? Ba da. Aoleo. S-a simțit bine, dar... Na. Nu știu. Că vrei să spui că ești băieții. E ciudat. Cum? Adică vrei să spui că nu-ți plac fetele? Ba da, normal că plac fetele, cum să nu-mi placă fetele? Bă, băie, nu a zis de măsura ce-a făcut cu mașina? Nu? Ce-a făcut cu mașina? E vreo că... Merge să-l unghiuși de anul ăla! A, da, da, că am îndreptat puțin mașina. Stopul și... Ea a condus. Ea a condus, da. Mami! Da. Nu cred că mai trebuie să conduci, că s-a supărat Buino pe tine. A, mă, Buino, te-ai supărat pe mine. A, nu, las că se repară, dar acum să conduc eu mai mult. Pă bune? Conduc eu mai mult acum. Poți să stau în față că am 16 ani. Ești mare. Eu stau cu domnișoara în spate. Deci mergem la magazinul ăla din centru. Fuci acolo, la Fuci. Da, da, da. Hai, guys, că ne cumpărăm un ghiozdan nou. Deci dacă vreți ca Mariusel să-și facă iubită, neapărat lăsați pe butonul de like. Și o să urmeze chestii foarte, foarte mișto. Deci ce părere aveți despre noul skin? Practic, trebuia să mai schimbăm și noi skin-ul, pentru că skin-ul ăla l-avem aproape de la începutul seriei. Și totuși s-a învechit pe noi, trebuia să mai schimbăm și noi ceva și timpul a trecut, eu am crescut. Așa că trebuie să mai creștem și în roleplay, știi? E cam bruscă transformarea asta, dar na, seamănă puțin cu Mariusel. Că l-am făcut cu aceeași ochi ca lui Mariusel, părul cred că e cam același, în rest e ok, zic eu. Mamă, unde m-a dus? Mamă, perfect! Îmi spuneți dacă vă place ghiozdanul acum. Să vedeți ce ghiozdan avem noi acum. Bam. Ia spuneți-mi voi ce părere aveți despre ghiozdanul ăsta. Stai, bă, să mă îmbrac și eu. Îmi place? Mama, dar e fain. Ia dă-mă să văd și eu. E ediția YouTube de la Armani. Vedeți, are logo acolo. Are și câteva insigne cu Fortnite, Instagram și cu idolul meu, Andrei Ro. Pisica aia. A? Pisica aia am mai schimbat-o și noi. Pisica aia semnifică faptul că... E moartă? Nu e moarte, e doar așa. E Caterinca. Vă place ghiozdanul, guys? Puneți-mi la fel în comentarii dacă vă place ghiozdanul. Ia uite ce facem, nice. Da, mă, guys, a crescut oficial și Mariusel. Acum cine plătește? Eu, oare cine? Te pop, te pop. Nu e foarte mult, vezi că nu e foarte mult. Nu e foarte mult. O să vedem. E în jurul la $500. Dar merită că e de la Armani și o să moară toți dușmanii. Ia uite. Pa. Și pisicuța acolo și tot. Am și Jordan în picioare. Dar nu ți-e frică așa cu mânecă scurtă? Asta este, o să-mi cumpăr și o haină. Dar am Jordan în picioare, sunt foarte fresh. Adevărat, guys, avem Jordan în picioare. Da, lume, cam am dat cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați, dați-vă acolo pe butonul de like să faceți noi cât mai multe like-uri la acest episod. Dacă vreți să vedeți următoarele episoade, pentru că cu siguranță o să vreți, o să vedeți de ce în următoarele episoade. Să vă abonați dacă sunteți noi. Sper că vă place skin-ul meu, nu-mi place, să-mi spuneți dacă vreți să mai adaug ceva la el, dacă vreți să schimb ceva la el, dacă vreți să pun un anumit design la tricou, o altă culoare. Dacă aveți idei, le aștept în secțiunea de comentarii și posibil pe următoarele episoade să-l mai schimbăm, pentru că nu sunt încă sigur dacă ăsta este designul final. Poate să-l mai schimbăm, așa că încă nu este 100% gata, așa că ne auzim pe următoarele live-uri care o să fie mult mai tare. Eu am fost Andrei și ne auzim data viitoare. Ciao!